Azi și mâine, traficul rutier în perimetrul sensului giratoriu de la intersecția străzilor Ion Creangă, Alba Iulia și Constituției va fi parțial suspendat, iar duminică 11 iulie nu se va circula deloc prin sensul giratoriu. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, în zone vor avea loc lucrări de asfaltare. Autoritățile anunță că itinerarele troleibuzelor de pe liniile 1, 3, 4, 21, 22, 35 și ruta suplimentară D au fost modificate, iar cele de pe ruta 27 au fost suspendate. De asemenea, au fost modificate itinerarele mai multor rute de autobuz și microbuz care trec prin zonă. Conducătorii auto sunt îndemnați să ocolească sensul giratoriu de la capătul străzii Alba Iulia și să respecte semnalizarea rutieră temporară.